Marius, dacă Andreea ți-ar spune că tu ești cel pe care îl place, ce s-ar întâmpla? Din partea mea, absolut nimic. Și să înțelegem numai cu băieții care au cuplu, vezi? Putea să meargă să vorbească cu băiatul nou. E vreo problemă? Hei! Îmi este prieten și va rămâne acolo și avem o relație de prietenie. Dacă tu nu poți accepta, îmi pare rău. Voi de ce ați venit la emisiunea asta? Să stați, să-l băgați pe gagi, să-l bați pe gagi că tu într-un colț și tu într-un colț? E normal să vorbim, mă, e normal să vorbim și vorbim cu cine vrem noi, ai înțeles? Păi, dar foarte bine și eu o să-mi dau cu părerea de câte ori am eu chef! Dar niciodată nu e vorba de așa ceva, nu m-aș cobori la nivelul ăla, frate, să iau băiatul unei fete pe care îl iubește. Marius, îți place de Ela? Da, da, tot la mine vine mai mult și de păi nu, ok. Mie-mi place să fie... Mie-mi place să fie echilibrată situația. Tu faci gesturile astea ca să nu te voteze fetele în gală. Nu m-a jucat teatru de ăsta, Marius, că se vede, da? Deci tu dacă o voiai pe Manu, nu făceai de astea, lasă circul ăsta. Ok. Ce te-a deranjat? Încă. Deranjat? Stați un pic, doamna Andreea, să o luăm pe partea alaltă. Ce ți-o zis de tu, ești în starea asta, dragă? Noi suntem niște dulci, Andreea, nu ne vezi foarte... Da, și eu sunt foarte dulce, dacă știți așa. Hai, ce dulce sunt eu. Să fiți și voi dulci și să oferiți respect, că nu costă, da? E gratis. Respectați-ne, respectul, da? Respectul se impune, Andreea. Ursuletul meu, coala. Coala se impune, toate fetele, Marius, care au venit aici în casă, au fost luate în colimatoriu. Oferă respect, da? Ai să primești respect în 10 adică fete. Ce vrei să spui, Marius, că eu nu impun respect, a, după coalita tine așa? Mea, oferă-l. Ursuletul meu, coala. Și, Marius, respectă-te pe tine. Marius, eu nu ți-am oferit ție respect? Vorbesc în numele tuturor. Dar de ce? Dar cine ești tu, avocatul? Păi, păi nu, chiar vorbește bine și chiar își permite să vorbească. Da, da, cu, în tu nu poți vorbi nici despre tine. În privința lui Livian, vreau să spun că da, nu am avut respect pentru că m-a jignit, m-a atacat și el și Bianca, da? Dar vă rog eu frumos, impus, nu vă băgați voi în povestea și în subiectul meu cu Livian și cu Bianca și nu sunteți în măsură să judecați voi. Părerea mea e că tu îl respecti și chiar îl apreciezi și îl simpatizezi, dar ți-ai impus să fii rea cu el și să vorbești ce nu trebuie să vorbești. Asta e părerea mea, sinceră. Te-ai uitat la emisiune de când am intrat eu în casă? Nu. Înainte să intru în casă, așa. Eu aveam o singură poză care tu i-ai dat like. Era poza mea împreună cu Livian. Ai intrat pe profilul meu și i-ai dat like la singura vezi poză. Vezi că Marius a intrat după tine tău? Pe o săptămână. Marius, nu umbla cu minciuni de astea. Nu ies de aici din emisiune, vă jur. Deci eu nu halesc minciunile astea. Auzi, Doamne, ce vocabular, like Andreea! Marius! Dar să uită și copilul la televizor, Andreea! Băi, Livian, eu nici nu știu ce nume are băiatul ăsta pe Facebook. Nu umbla cu de-astea cu mine, că nu-ți merge, înțeles? Nu te afișa tu cu mine. Marius mi-a arătat expremie chestia asta, Marius. Și dacă vrei respect, exact ce spuneți mai devreme. Andreea, vezi că mi-a arătat, Marius. Oferă respect și nu umbla cu mișmașul de-astea. Marius mi-a arătat. Că eu nu-ți cunosc profilul, în primul rând, mă, băiatul meu. Eu nu te cunoșteam până să Marius mi-a arătat, chiar când o vinut după câteva zile. Uite-vă, Livia, singura poză. Marius, stai cu minte, banca ta, că nu merge. Singura poză la care mi-a like fata nouă a fost la mine și cu... Poate mi-ai dat tu mie like, Marius. Da, ți-am dat. Da, eu de unde să te știu, mă, băiatul meu? L-am dat, iartă-mă. Până aici nu te-am știut, vrei să te mint că nu ești vedetă. Intră pe profilul meu ca să vezi chestii de calitate. Hai că dacă vrei, eu dau și pe latura aia alaltă, dacă încep cu minciuni și cu de-astea. Promovezi mâncatul sănătos, lifestyle-ul sănătos. Intră pe profilul meu ca să vezi ceva. Ia stai un pic, aduc telefonul, da? Zice bine, Bianca, da? Stai un pic, aduc telefonul. Hai cu mine, hai cu mine să vezi că eu nu te am. Nu ți-ai scos like-ul ăla cât e periculos? Andreea. Marius! Livian, stai un pic. Nu da înapoi, fii bărbat. Unde ți-am dat like? Pe Facebook sau pe Insta? Pe TikTok. Gata, deja ești mincinos. N-am TikTok. N-am TikTok. Da, poftim. Deci joci fals și tu. Toți suntem falși. Hai să scoatem calitățile în evidență, nu părțile rele. Păi da, mă, noi nu facem decât să ne denigrăm, jur. N-avem ouă. Hai totuși, da, bravo, Iancu. Hai să scoatem calitățile. Da, eu sincer să fiu, m-am plictisit deja de certurile astea pe care le aveți cu Andreea, pentru că numai despre ea vorbiți toată ziua. V-am mai zis de 10 ori, de 5 ori dacă se face conexiunea. Lasă-ne să ne mai mirăm vreo 2-3 zile și pe aia gata.
Te miri, Livian, cât o să stau aici, o să te miri în fiecare zi. Surpriză. Ești plină de surprize, Andreea. Da, păi, Livian, te miri așa, Livian. Andreea! Am trecut două săptămâni, Livian, și văd că tot te mir. Surpriză, am văzut multe la viața mea, dar nimeni n-a reușit să mă uitească atâtea zile la rând. Văd că în continuare te miri, Livian, de mine. După două săptămâni înseamnă că... Ai lăsat... Ești specială! Da, sunt specială! Sunt specială, da. Știu de care... Voi pe fața voastră... Ai lăsat amprenta. Da. Băieți, voi pe fața voastră și scrie gală. Că vă mirați așa, scrie gală. Iar mesaje, Marius, tu dacă îi place de cineva pe aici, știi ce să faci și cum nu să mai fi așa, director. Eu am o curiozitate, Marius. Le dai focul, Marius, Roxana. Dacă Andreea ți-ar spune că tu ești cel pe care îl place, ce s-ar întâmpla? Băieți, puteți să mă votați. Și mi-asum treaba asta. Marius? No! Ce s-ar întâmpla dacă Andreea ți-ar spune... Lasă-mă un pic și pe mine, Andreea. Lasă-o dată cu voturile. Nu mă interesează. Marius, dacă Andreea ți-ar spune că ești cel pe care îl place, ce s-ar întâmpla, Marius? Eu sunt curioasă de chestia asta. Din partea mea, absolut nimic. Și atunci de ce o tot întrebi? Pentru că aici vorbim despre dragoste și ea vorbește despre dame de companie, hostess. Dar voi ați întrebat fraților. Ce cine a pronunțat cuvântul ăsta? Tu ai zis că Mariana a lucrat, adică vorbim? Nu era nici măcar păi un suspect, Mariana. Și tu n-ai spus, Livian, nu mi-a dus și acuzații grave. Am început emisiunea de astăzi cu un dans frumos, cu o floare, cu un cupic. Tu ai dat un hostess. Da. Auzi, Andreea? Da, mă, mi-asum tot eu. Oamenii ăștia își spun, te iubesc în transmisiune. Puteți să vă demonstrez că am caracter, îmi cere scuze dacă am greșit eu față de voi. Da. Îmi dai cu piatra, îmi cereu scuze. Îmi cereu scuze, dragii mei. M-aș cuțit și am, îmi pare rău. Îmi cereu, fac plecăciuni în fața voastră că sunteți adevărați băieți. Ești ironică, degeaba. Asta nu țin. Auzi, Andreea, aduci-mi două ouă sau trei. Să-ți aducă de ea. Nu, ca să-i fac adică, eu. Adică, bă, Ricardo, vrei să zic că trebuie să și le tale ei? Bă, Ricardo! Vino și ați acolo, că uite, n-avem activita ta, că n-avem ouă. N-avem nici băi, nu că... Poate ai tu? Eu am două aici. Încă o să spui asta. Păi, bă, nu s-a știut. Ia-l că aici vrei să ajungi mie. Ia ridică-te, Andreea, și arată-le că tu le-ai mai mari. Tu le-ai mai mari. Ia uite aici. Imagina mai jos. Adu-mi-ne și mie. Am cu ce. Da, mă, sunt vulcanică, că așa sunt eu, așa m-a făcut viața să fiu bărbat. Ia, ia și pe mine. Cine le are mai mare? Pot să fiu și feminină și sunt feminină și mi-arăt. Arată-ne asta, te ia, 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 ia. Un bărbat adevărat, dar sincer momentan n-am de ce să mi-arăt feminitatea pentru te rog, că sunt atacată. Adu-mi ouăle să fac omletă. Arată-ți bărbăția. Ia uite. Adu-mi ouăle să fac omletă. Dar nu avem. Băiatul meu. Băi, deci ești intim. Ceale mele nu le dau. Nu le dai ouăle tale? Nu! Ce o vrei? Ia auzi, ai strânt-o pe de-aia. Ce de-o zic? Ce o vrei? Câte ouă vrei, te-a întrebat la omletă. Două, trei. Deci, ricos, cicos, licos, trebuie să... Ha! Săr! Îți alegi o fată în afară de Dea, pentru că este aproape invitată să cesteți voi acolo. Ai putea să o blochezi și pe Manuela. Stai puțin, măi. Stai, mă, să zic. Trebuie să fii, să faci un dans exotic în așa fel încât să o cucerești pe acea persoană. Hai, lei. O să aveți și melodie. Ai auzit, Ricos, trebuie să vii aici. Păi să nu alegi pe Manuela. Trebuie să vii aici, Ricos. Acum, pe Andreea o aleg. Poate să vină Ricos. Dacă nu alegi pe Andreea. Da? Mucat să-aș... Aoleu, da. Poate să vină? Da, poți să vin. Haide, că-ți deschid. Haide, vină cu am... Să vezi. E deschisă. Auzi? Uite ce ai. Eu nu vreau să văd ce faci. Hai să văd ce faci. Haide! Oh, artileria grea. Adică și de ce ai dat? Pentru că au fost surprins. Mai aveți, iar nu vreau să facă cu mine. Să-și aleagă altă fată, că eu nu am pedeapsă. O să ai pe și de ea o pedeapsă. Ioi, mă, ia mâna. Tu ești sifonara. Ai și bine, poți să ne trimiți poza asta. Da. Ai făcut-o. Haide, ia-o la dans. Unde fugi? Fă cu altcineva. Nu, Ricardo, nu cu bune vorbe. Nu ales glumele tale de...
A, păi nu e așa, dar asta nu-i pedeapsă, pare rău, o faceți degeaba. Nu, 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 păi pe Andreea, stai că vine. Păi când vine asta, nici nu mai vine, s-a speriat de tine. Păi fac acum din alea așa. Nu mai vine, ce convârțiu. Păi ai zis că sexul e exotic. Da, păi trebuie să o cucerești. Anela nu se rasom. Trebuie să o cucerești. Mie. Fata, ai plecat. Ei, nu stai tu întins acolo, liniștită. Păi da, oricum eu nu fac, dacă ar fi să fie, nu fac. Ce ar mai fi să faci? Nu, nu, hai că nu fac curăț. Nu, pur și simplu mi-era să mă duc pe Facebook, pe Instagram, ce să duc pe Facebook. Hai, curioasă, atată. Nu, bă, tu te lăfăi, de fapt. Și atunci îmi dai pe Livian! Da, și voi aveți, și eu cu Iancu am. Livian! Bă, tu ți-ai făcut singură poză? Nu, mi-a făcut cineva. Tu ți-ai făcut singură poză? Cum? Bine, am făcut cineva. Ricardo, salut! A, bună, Magara! Haide, mă, frate, ia pe cineva o dată, că nu stai 10 ani. Nu, fac de ea? Da, în afară de ea, pe cineva. Să vă pe cine. Hai pe tine. Nu, eu nu vreau. Am pe cine să interpretez, nu vreau orice. Nu vrea nimeni. Ce-ați făcut, mai vrei? Nimeni nu te vrea. Andreea, tu e Ricardo. Nu, nu. Să mă cucerești, trebuie să mă iei încet, așa frumos. Puneți-ne melodie. Muzica, DJ. Puneți-ne melodie. Dacă pe Andreea, stai, mai încercăm. Nu, mă, du-te și chiar. Pa Andreea, vă rog. Păi, ia-o, pa Andreea. Da, 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 s-a strigat, da. Ia, da, ia, păi. Hai, ia să intri în pâine. Hai să intri în pâine. Hai, pe de asta, da, muzica, DJ, să intri în pâine. Muzica, trebuie să te cucerească în dansul ăsta. Trebuie să te cucerească. Da, eu mă cer Andreea, dacă a venit la Olo. Trebuie să te cucerească. Asta când a fost? Încă pe de-a... Wow! Când a fost asta? Astăzi. Tu mi-ai făcut... Nu, nu, nu. Bă, cum ești? Haide, puneți-le melodia! Serios, haide! Gata, pidat! Eu mi-am făcut pedeapsa cât de cât, hai! Și n-ai cucerit-o? N-am cucerit-o, asta e, am cucerit pe cine contează. Ai făcut pedeapsa, dar n-ai cucerit-o. Da, n-am cucerit-o, dar am cucerit pe cine contează. Mi-am făcut, ai văzut, am fost corect. Nu, dar a fost și muzica, ce voi să fac? Bine, dacă Dea este aici, are și ea o pedeapsă. Dar nu are! Îmi este prieten și va rămâne acolo și avem o relație de prietenie. Dacă tu nu poți accepta, îmi pare rău. Voi de ce ați venit la emisiunea asta? Să stați, să-l băgați pe gagică, să-l bagi pe gagică tu într-un colț? Și tu într-un colț? E normal să vorbim, mă, e normal să vorbim și vorbim cu cine vrem noi, ai înțeles? Păi da, foarte bine, și eu o să-mi dau cu părerea de câte ori am eu chef! Dar niciodată nu e vorba de așa ceva, nu m-aș cobor la nivelul ăla, frate, să iau băiatul unei fete pe care îl iubește. Marius, îți place de ela? Da, da, tot la mine vine mai mult și de păi ei frică. Nu, ok. Mie îmi place să fie mie îmi place să mie îmi place să fie echilibrată situația. Tu faci gesturile astea ca să nu te voteze fetele în gală. Nu mai juca teatru de ăsta, Marius, că se vede, da? Deci tu dacă o voiai pe Manu, nu făceai de astea, lasă circul ăsta. Ok. Ce da? Ce te deranja? Nimica. Deranjat? Stați un pic, domnule Andreea, să o luăm pe partea altă. Ce ți-o zis de tu ești în starea asta, dragă?